Bună ziua și bine v-am găsit la De ce Anima. emisiunea unde discutăm despre animale, evident, dar discutăm cu specialiști. Și astăzi vom vorbi despre câini și despre ce înseamnă un câine, ce înseamnă să fii un proprietar responsabil, care sunt drepturile și obligațiile noastre. Și pentru a intra în detaliile acestea atât de importante, o am alături de mine pe Brândușa Gheorgheu. Bună ziua, bine ai venit. Bine Brândușa avem. are 30 de ani de experiență în domeniul chinologic. Tehnician veterinar, doctor în medicină veterinară, instructor de dresaj și arbitru chinolog, acoperi practic toată paleta. Din 2017, cum îți place ție să spui, ai și un pui de om, da? ești mamă și înțelegi acum. Și mai bine, și această armonie pe care este atât de frumos să o avem în familie alături de. o familie completă, o familie completă care înseamnă și pui de om, și pui de cățel. Un fiind cunoscător al dogului german, așa ți-ai și început cunoașterea acestei cu adopție, cu adopție, cu... Un, da? care te-a te -a, te -a învățat um, foarte multe lucruri. M-a învățat totul. Totul totul, totul spui. Dat... Spunem, spunem, despre um, cum a început și cât de, cât, de, cât de mult ți-a schimbat viața acest subiect. Întotdeauna mă emoționează acest subiect pentru că e ceva ce nu știi că ți se va întâmpla și a fost momentul în care eu, ca și copil fiind, am simțit că exist, că trăiesc, că pot să realizez ceea ce îmi place, ceea ce mă reprezintă, pot să devin adultul frumos care iubește viața, a fost clasa 10-a, eu am făcut și liceul la secția veterinară și în clasa 10 am adoptat primul doc german, o fetiță de 4 luni și puțin, cu care am dus o luptă asiduă de recuperare, având probleme foarte mari de sănătate. Lucru care m-a introdus într-un mod absolut greu de imaginat, ca un miracol a fost într-o lume senzațională, lumea chinologică, lumea care înseamnă creșterea, educarea, dezvoltarea câinilor, în principal câinilor de rasă, pentru că e vorba de o știință, dar de fapt este vorba de toți câinii de rasă, de nerasă. E vorba de ceea ce reprezintă câinele din ce în ce mai mult pentru noi omul modern, așa zis modern. Și am început alături de Baghera, ca așa o chema, un lung și extraordinar proces de cunoaștere, pentru că a trebuit să recuperez nu numai fizic, ci și psihic, emoțional. Și din anul 1992, după ce am făcut primul curs de dresaj la fosta sechenologică a municipului București, mi-am strâns bănuții, pentru că munceam la vremea, am început să muncesc să mă întrețin din clasa 10 -a și sunt foarte mândră de această șansă în viață pe care am avut-o. Și după aceea m-am retras instructorul de la momentul respectiv, m-a întrebat care este motivul, mi-a fost rușine să-i spun, într-un final i-am zis și mi-a zis nu, rămâi cu mine, vei fi asistenta mea la adresaj, mă ajuți și împreună de la drum. Și uite așa, grație unui om care a crezut în mine și a văzut potențialul meu, dragostea mea nețărmurită pentru viață, că mi-așa îmi place să spun, la urmă omul, câinele, copilul, e vorba de viață aici și m-a luat cu el peste tot, a fost ca un o figură paternă pentru mine în lumea chinologică, m-a introdus un mentor și încet, încet am devenit și angajată a fostei asociația chinologică a, a București și uite așa am ajuns la 32 de ani de viață, de experiență de viață, pentru că asta înseamnă în profesia noastră experiență de viață. Și sper să-mi dea Dumnezeu încă pe atât, pentru că mai am foarte multe de creat, de spus, de învățat de la câini și oamenii frumoși de lângă ei. Mai ales că acum am și puiul meu de om, căruia trebuie să-i predau ștafeta și pentru care trebuie să fiu un model. Și asta am învățat să știi de la câini să fiu un model pentru fiul meu. Ce frumos, ce frumos rezumat și avem. Eu am învățat foarte multe de la tine de-a lungul timpului și probabil unul din lucrurile care... Îmi vin în minte când mă uit la tine și când te ascult la cursurile de handling pe care le ai, handling expozițional, când te ascult vorbind despre rase, nu mai vorbesc de dogul german care este... E rasa mea de suflet. E rasa ta de e suflet? Ceva dar ce în general. Nu despre are de câini. Da. Când, când te ascult pe tine vorbind în general despre câini, îmi vine în primul rând cuvântul pasiune pentru că... Pasiune responsabilă că... ca să mergem cu motoul în care eu m-am regăsit totalmente, motoul Asociației Chinologice Române care este singurul partener al statului român din punct de vedere chinologic, este A... acel ACHR, Asociație Chinologică Română e, Da, pasiune responsabilă, dragoste și pasiune responsabilă pentru că trebuie să cunoaștem o limită, limita bunului simț limita impusă de legea statului român și de regulamentele Asociației Chinologice Române care toate împreună de fapt înseamnă Bunăstarea câinilor și fericirea noastră a stăpânilor. Hai să vorbim despre Asociația Chinologică Română, pe care um, ar trebui să o cunoască toată lumea. În România avem estimat 4.100.000 de câini, m-am uitat pe ultima statistică a Federației Chinologice Internaționale, ceea ce înseamnă că multe milioane de oameni ar trebui să cunoască această entitate și să interacționeze cu ea. Sub diferite forme Să știi Spunem... că Asociația Chinologică Română are o vechime Destul de mare, mare puțin și împlinește 100 de ani Ea exista sub diferite forme da. Din nefericire și-a întrerupt activitatea De mai multe ori, din motive lezne de înțeles comunismul și așa mai departe. ideea este că pe site-ul Asociației Chinologice Române, toți cei care doresc să pătrundă, să vadă ce înseamnă trecutul pe baza căruia noi existăm în prezent și construim un viitor, toate aceste lucruri se află pe site-ul Asociației Chinologice ACH.ro. Deci, pe scurt, asta chinologică română este asta chinologică singura din România care este recunoscută de către statul român și de Federația Chinologică Internațională. Iar eu, personal, din 1997, sunt angajată Asociației Chinologice din acest teritoriu al Bucureștiului, dar și al zonelor limitrofe, actualmente Asociația Chinologică Metropolitană București. Deci Asociația Chinologică Română are... Este cea națională, Asociația Chinologică a, Mamă, a, care este reprezentată României în și fiecare are teritoriale. județ. Teritoriale. De asemenea, chinologii teritoriale, dar mai are și cluburi de rasă mm -hmm. sau cluburi de lucru specifice unor categorii de rasă. Mm -hmm. Pentru că, dacă ascultătorii noștri nu știu, le spunem, noi există aproape 380 de rase de câini la nivel internațional, împărțite în 10 grupe de către Federația Kinologică Internațională, în nomenclatorul său pe care... Care este deschis tuturor care, celor ce care vor să învețe, pe site-ul fecei.be de la Belgia, că știi că se află în Belgia. Sediul central Sediul este în central. Belgea, da. Deci, absolut oricine dorește să afle despre orice rasă într-o limbă de circuit internațional, este la dispoziție site-ul Chinologice Române și site-ul Federației Chinologice Internaționale. Care sunt. Um, care este relația mea? ca proprietar de câine și nu vreau, o să discutăm și despre cazurile specifice, rasele specifice din Ordonanța 55, dar momentan pentru un posesor de câine general, da, publicul general, ce ce pot găsi, ce sprijin găsesc eu din partea Asociației Chinologice, care este interacțiunea mea cu ea, cum mă poate ajuta, ce informații pot să găsesc importante pentru mine în calitate de posesor de câine, vorbim despre aceste drepturi și obligații pe care le avem față de statul român care este în zona chinologică în România. Transmite informații și gestionează lumea chinologică prin Asociația Chinologică. Exact, pentru că tu știi acest lucru. Noi avem legi în România de protecție animalelor, până la urmă că e câine de rasă sau metis sau comunitar, e tot un câine. Avem legi de protecție care însă nu sunt aplicate și sper din suflet acesta să fie încă un apel al meu personal, în primul rând, nu ca om care activez în această lume echinologică, haideți împreună să aplicăm legile statului român, așa cum sunt ele, cu problemele care le au și că pot fi ameliorate, corect. Ele pot fi modificate, dar le avem. Haideți să le punem în aplicare. Revenind acum, noi, Asociația Echinologică Metropolitană București, că despre asta vorbim în acest moment, noi avem membri din întreaga țară. Nu doar de aici, din București sau zonele limitrofe. Pentru că noi suntem un ONG înainte de toate și suntem um, acea grupare a oamenilor care sunt cu adevărat pasionați de tot ceea ce reprezintă creșterea, dezvoltarea, educarea, selecția și ameliorarea, puritatea raselor de câini a tuturor celor ceea ce vor să facă tot ce este mai bine, mai frumos nu doar pentru câinele său ci și pentru rasa și comunitatea în care existăm deci la noi la Asociația Chinologică Metropolitană București Toată lumea primește gratuit sfaturi, pentru că eu alături de colegul meu, noi suntem doi angajați de trei ori pe săptămână, avem programul pe site-ul nostru, suntem specialiști în domeniul chinologic. Asociația noastră chinologică metropolitană în București are mult mai mulți specialiști în domeniul chinologic, dar eu cu colegul meu suntem tot timpul la birou și avem posibilitatea, prin cunoștințele pe care le-am dobândit, grație pregătirii noastre continue, profesionale, să răspundem tuturor întrebărilor celor care vor cu adevărat să vină alături de noi și să investească fizic, psihic, emoțional, material în câinele său și rasa din care el face parte. Deci, noi, ca și Asociație Chinologică, în primul rând, ne dorim să avem lângă noi oameni care să respecte statutul asociației noastre, e publicat pe site-ul nostru, statutul asociației chinologice române, e publicat pe site-ul asociației chinologice române. Regulamentele asociației chinologice române, pentru că dacă veți fi curioși, veți vedea că există așa un ceașaf cu ghilimele de rigoare de regulamentul care guvernează lumea chinologică, pentru că lumea chinologică nu e o bagatelă. Mi-am luat un câine. Nu! Mi-am luat un câine trebuie să știu ce am de făcut pentru el, pentru rasa din care face parte, pentru că automat e vorba de respectul meu față de mine, față de câinele meu și față de toți ceilalți care au muncit în generațiile anterioare să nască câinele meu. Vorbim de câinii de rasă cu pedigree eliberat de asta chinologică română. Da? Și care în fața statului român sunt câinii cu rasă pură, de rasă pură. Deci, se înscriu în Asociația Chinologică, Grație nouă sfaturilor noastre, regulamentelor noastre, în această lume, noi învățăm cum specificitatea fiecărei rase în parte, cum să interacționeze cu instructorii noștri de dresaj canin și asistenții noștri de dresaj canin, că știi că există absolut. Extraordinar de bine pregătiți, L avem în acest domeniu, veterinarii care ne ajută. Deci, tot ceea ce este mai bun pentru câinele respectiv, să crească, să fie educat, să participe la examenele de dresaj, să vină la expozițiile chinologice de frumusețe, care, corect, de fapt, știți că se numesc competiții chinologice de frumusețe, pentru da. că e un hobby. Noi toți suntem niște amatori, da, care iubim. E vorba de o pasiune responsabilă această lume a câinilor de rasă cu pedigree și automat unii dintre noi am devenit profesioniști, dar rolul nostru ca profesionalism este să tragem lumea după noi, să mergem împreună și totul având ca deziderat câinele. Pentru că vezi că eu tot zic câine și nu prea zic câinele de rasă cu pedigree, pentru că noi avem grijă de câinii nimănui, cei comunitari din adăposturi și promovând această reproducție controlată, responsabilă, de fapt avem grijă de câinii noștri de rasă. Uhum. Pentru că știi că în România, din nefericire, traficanții de câini nu există prin propria lor imagine, ci există prin imaginea furată de la noi, crescătorii, proprietarii din Asociația Chinologică Română. Deci Asociația Chinologică Metropolitană București are la ora aceasta toate instrumentele, telefon, e-mail, messenger, facebook, site, pe Facebook sunt materiale de educație echinologică, deci tot ceea ce îi trebuie. Resurse gratuite care în trecut gratuit, au mai greu accesibile. Atenție ele. mare! Deci nu doar membrii noștri beneficiază de ele, ele sunt publice. Pentru că dorința noastră este să îl ajutăm pe stăpân să înțeleagă că educația câinelui, ca și educația copilului, nu e treaba societății. Este treaba mea de stăpân, este treaba mea de părinte. De la mine trebuie să plece cu cei șapte ani de acasă, inclusiv la câine. Mai devreme m-a sunat o domnișoară foarte drăguță că vrea să facă dresaj. Am invitat-o la școala de dresaj să ia legătura cu instructorii de pe site-ul Asechinologice Române. O Problema însă era una singură, să nu-i mai facă câinele pipi în casă. Acesta nu-i dresaj. Aceasta este Responsabilitatea ta de stăpân să înțelegi că atunci când ai un câine în casă, ai un copil în familie, viața ta nu mai e ca înainte, te schimbi, te adaptezi, ai program de scos afară, ai program de iubit, de socializat, de integrat în societate, de plimbat. Toate aceste lucruri îl ajută pe câine să înțeleagă că tu ești cel care îi dai acel sentiment de siguranță și securitate pentru ca el să fie cât mai minunat și mai frumos pentru mine stăpânul și cei din jurul meu deci problema acestei domnișoare care îi mulțumesc că m-a sunat să mă întrebe pentru că i-am dat niște nu trebuie să faceți dresaj pentru asta trebuie dumneavoastră să vă schimbați programul și mi-a confirmat după aceea că e câinele foarte fricos, deci clar are o problemă de socializare iar socializarea câinelui nu înseamnă șezi, nu înseamnă culcat nu înseamnă. Doamne, nu înseamnă cum, dăm drumul câinelui în țar cu de câini să se astea. Nu miroase înseamnă cu alți câini. de sensibilizare la frustrare sau nu știu, un termen din ăsta mi-a venit un elev acum de curând, am vorbeam cu cineva la face un pui de 3 luni și jumătate, toleranța la frustrare. Deci eu era să cad pe jos. Eu lucrez cu câinii de 32, mă scuzați de da, da, cuvintele da. folosite de jargă, propriu da, da, da. zis. Dar eu am rămas trăznită, cum să faci cu un pui de cățel de trei luni și jumătate așa ceva? E, cum să faci exact mai face cu un copil, să-l dezlipești de părintele lui, să-l vezi cât de tolerant este, inadmisibil. Puiul de câine are nevoie de omul său, că este singura figură paternă, maternă, pe care o are în viața lui. Are nevoie de el să simtă că e acolo cu el pentru el, să-l iubească, nu să-l lege de un copac și să-l părăsească pentru un exercițiu care nu există. Atenție mare! Un semnal de alarmă vis-a-vis -vis de mulți dresori care sunt în România și care fac extraordinar de mult rău. Se, uh, sunt foarte multe materiale care circulă online și unde apar tot felul de noi concepte din dorința de a ieși cu ceva nou. Uh, la, probabil că în sensul ăsta merge și uh, uh, ce ai spus mai devreme. Dar tu, da, tu, știi, scuze, mă între aceasta... Educația trebuie dată de oamenii care nu doar traduc din niște cărți sau. Se consideră mari profesioniști pentru că au făcut un curs online. Fără, nu vreau să fiu lipsită de modestie. Educația aceasta trebuie uh, să o cauți la uh, oamenii din lumea chinologică care lucrează cu câinii și care îți pot arăta prin rezultatele lor ce au realizat, ce au construit. Aici trebuie să învățăm, tocmai că avem această acest nelimitat acces la informație. Dacă vreau un câine, nu mă duc pe site-urile de mică publicitate, da? uh -huh. mă duc la asociația care se ocupă de căței. Știi că ne sună la asa chinologică cei care vor pisici? Și îi trimitem la asociația felină. felinologică. Da. Felină, da, felină, da, da, da? așa se numește. Da. Și zic, vă mulțumim frumos că ne-ați sunat contactați Asociația Felină. Deci, hai să căutăm profesioniștii. Dacă după anii 1989, ți-am și am început în 1992, această intrare în lumea dresajului, de atunci lucrez cu câinii, nu aveam acces la informație, nu aveam cărți, nu aveam reviste, nu aveam CD-uri, nu aveam casete, nu aveam internet, nu aveam mobile. Nu aveam, nu aveam nimic, eram cu telefonul normal, cu fir și cu cuplaj încă, știi, după 1989. Deci atunci noi ne am, am învățat lucrând foarte mult și analizând tot timpul și fiind perfect conștienți de repercursiunile acțiunii -ac -ac noastre de dresaj, acum ne aflăm din nefericire la polul opus, care va fi, nu va fi bine să știi dacă nu știm să ne oprim, să ne punem limita. Avem acces nelimitat la informație, dar nu știm să o folosim sau abuzăm de ea. Uh, unii sub numele unor falși profesioniști. Alții, aroganță, orgoliu, câștig financiar pentru că, uiteți, ajung chiar la lumea noastră chinologică adevărată. Sunt doi dresori, nu contează care, dar care nu fac parte din lumea noastră chinologică și care... Mie mi s-au trimis filme, deci s-a făcut manșon cu o rasă de un puius dintr-o rasă molosoidă de la 5 luni. Inadmisibil, așa ceva nu are voie să se întâmple niciodată. Un pui de molosoid la 5 luni are nevoie de altceva. Asta înseamnă tu ca adresor nu să faci ce vrea clientul. Deci când un dresor face Ceea ce vrei tu ca și clientă la noi dresor, el trebuie să se convingă că ceea ce vrei tu este și nevoia reală a câinelui tău și posibilitatea lui reală și împreună să vă stimulați mental unul pe celălalt și să evoluați. Ăsta e rolul nostru al Asociației Chinologice, să creăm profesioniști care respectă regulamentele Asociației Chinologice Române, ale Federației Chinologice Internaționale și ale statului român, legile statului român este foarte important. Deci, la noi, la asociație, noi controlăm documentele. Noi uităm dacă sunt pedigriele adevărate, citim microcipurile, realizăm documentele de eliberare pentru pedigriele puiților ce se nasc din părinți cu pedigri conform regulamentului Asociației Chinologice Române. Ne ocupăm de intermediarea eliberării pedigreilor acestor puiuți și multe, multe activități legate de tot ceea ce reprezintă lumea noastră chinologică, care înseamnă. Nu numai dragoste, pasiune responsabilă înseamnă selecție, înseamnă ameliorare, înseamnă bunăstarea câinilor, fericirea lor. Și la ora aceasta, în lumea chinologică, apropo de discuțiile care le-am în ultimul timp, chiar că unii animaliști care tot respectul pentru ceea ce fac că salvează câinii, dar ar trebui să nu mai fie atât de vehemenți și estremiști în pozițiile lor și să înțeleagă că împreună construim. Da, noi ne ocupăm de Că care au stăpâni, așa este. Exact ca și cum tu mai judeca pe mine că eu îmi duc copilul peste tot și depun niște eforturi financiare fantastice să mă ocup de el. Pentru părintele care nu are pentru copilul lui, nu e corect să faci comparații. Este bine ca fiecare să ne ocupăm de felia noastră, să stăm acolo pe baricada noastră, dar să avem respectul cuvenit și pentru ceilalți, care poate fac mai mult, poate fac mai puțin, poate fac altfel decât noi, uh -huh. dar construiesc. Nu apropo, apropo, ai invocat, am vorbit despre Asociația Chinologică și rolul acesta educațional și cred că ai punctat foarte bine aceste elemente educative și informative pe care Asociația Chinologică le pune și aș spune de o regulă generală, oricine are un câine și nu știe. Dorește? Da, dorește. Dorește să învețe, dar nu știe, să apeleze la Asociația Chinologică. Adică este acel capăt al firului pe care poți să-l tragi și de acolo să vezi încotro te duci. Exact. Spune-mi, te rog frumos, ce înseamnă acest pedigri pe care îl tot auzim, ca să definim acest pedigri, de ce este el important și de ce, și vreau să atingem în același timp, să-mi spui și diferența, pentru că foarte mulți dintre cei care cumpără câini se uită și la bani și atunci unii poate să justifice că nu interesează pedigriul cu un preț mai mic și poate să reprezinte niște riscuri foarte, foarte mari. Spunem în primul rând ce este pedigriul. Pedigreul este cel mai important document al câinelui. Atenție mare. Este documentul care atestă că el, din punct de vedere genetic, are părinți, bunici, străpunici, stră străbunici, străstrăbunici din aceeași rasă. Și care s-au împerecheat, atenție mare, respectând niște regulamente de reproducție. Nu s-au împerecheat că am și eu un câine, tu ai un câine, hai tu doresc să împerecheăm câinii. Nu! Uh -huh. Nu. S-au respectat niște reguli de selecție și ameliorare. Au fost câinii la expoziție, au făcut teste de sănătate, teste genetice, au dat examene de lucru care reprezintă de fapt caracterul și temperamentul câinelui. Indiferent de rasa lui, da? Deci omul ăla a făcut ceva pentru câinele său să se asigure că e sănătos fizic, psihic, emoțional și că poate să fie părinte demn pentru puiuții lui și a căutat, bineînțeles cu ajutorul specialiștilor noștri, partenerul de montă cu care să construiască, pentru că știi că echinologia fiind o știință, ea înseamnă genetică, zootehnie, igienă și multe, multe alte științe care împreună formează această, această știință a creșterii, educării, dezvoltării câinilor și în cazul nostru a raselor de câini. Deci pedigriul, îmi pare rău că toată lumea îl confundă cu denumirea unei firme da. comerciale, nu are nicio legătură. Sunt doi termeni. Într-adevăr, sunt la fel, dar nu au nicio legătură. Fel, sensul, da. Și se pronunță da, la fel. Se pronunță, da. Da? Dar nu au niciun fel de legătură. Este acel act de origine care atestă că al meu câine este rasă pură da? pe mai multe generații. Lucru foarte important pentru mine. Că dacă eu, de exemplu, vreau ce bănesc belgean cu mai tu asta pe care nici tu, nici eu nu o recomandăm, din respect pentru rasa, atenție mare, nu pentru că ar fi rasa o problemă, ci pentru că este senzațională și foarte... Eu nu își fac față. Una e să lucrez și alta e să conviețuiesc cu el. Am doi acasă, de știu ce vorbesc. Sau dogul german. Păi dacă mie îmi place dogul german, eu trebuie să mă gândesc că nu doar o poză, o imagine. El ca și omul cu care încerc să-mi găsesc un drum în viață, el are un bagaj genetic. Eu dacă nu mă asigur că bagajul ăla genetic nu e sănătos, eu nu mă pot bucura de câinele meu la matură am și eu un doc german, toată lumea de exemplu vrea doc german ca Dakota și eu le spuneam se poate în anumite condiții în primul rând să alegeți un câine cum am ales eu pe Dakota să aveți părinții care i-a avut Dakota să aveți crescătorul pe care l-a avut Dakota adică proprietarul mamei puilor care a adus-o pe lume și să fiți ca mine ceea ce e puțin probabil pentru că fiecare suntem unici și să găsiți acea nevoie continuă să fii mai bun, mai frumos, mai complex ca om, grație câinelui tău, să te dezvolți învățând de la el cum să fii om. Știți că eu zic de foarte multe ori și mai auzi sigur că pentru noi în lumea chinologică, câinele reprezintă salvarea umanității noastre. Prin câine, noi ne aducem aminte cum să iubim sau învățăm, pentru că mă uit în jurul meu și văd că oamenii nu mai vor, Atenție mare, că de putut pot, dar nu mai vor să învețe să iubească. Chiar ascultam la radio îndrum spre tine un material: vis-a-vis -vis de tragedia, care de norocirea care se întâmplă în învățământul românesc la ora aceasta, și unul dintre oamenii, redactorii de la radio, spuneau că toată lumea suferă la ora aceasta de acel uh, misecuvinism. Cu ghilimele de da, riva, că da, da, da. mi se cuvine? Nu, nu mi se cuvine. Există niște regulamente, există niște legi. Dacă nu vreau să învăț să fiu responsabil, voi fi tras la răspundere. Dacă eu trebuie să respect niște regulamente și niște legi, nu înseamnă că sunt persecutată, nu înseamnă că mi se pun bețe în roate, nu înseamnă că nu sunt lăsată să iubesc, să evoluez, ba din contră. Sunt ajutată pentru că oamenii care iau aceste decizii în lumea chinologică, cum e. S-a schimbat regulamentul de reproducție. O să venim imediat la pedigrida. Da? S-a schimbat regulamentul de organizare al competițiilor canine. Tocmai pentru că noi suntem într-o continuă schimbare, modificare, într-un continuu progres. Noi ne raportăm în continuu la nevoile reale ale societății umane, pentru că totul se învârte, lumea chinologică se învârte în jurul omului. Omul responsabil. Și acum revenim cu pedigriul. Deci dacă vreau un câine de rasă cu pedigree și nu vreau să fiu de vină pentru întreținerea traficului de câini, mă duc, iau legătura cu ase chinologică metropolitană București pentru că să știi că noi trimitem mm -hmm. și la prietenii, colegii noștri din, din țară, țară pentru da. că dorința noastră este să-l ajutăm pe om. Dacă nu avem crescători din rasa pe care și-o dorește, îl trimitem la asociațiile din țară unde știm că există. Da? Deci pedigree-ul este o nevoie este o nevoie pentru că el reflectă calitatea, în primul rând puritatea rasei, iar dacă alegem o montă de calitate, reflectă și calitatea puiului mai târziu. Un câine cu pedigree înseamnă că trebuie neapărat să se reproducă și știți că aici pentru cei care vor să afle, există pedigree de tip A, adică are părinți bunici, străbunici, ascendență pe cel puțin trei generații și cei mai valoroși din punct de vedere genetic, pentru că putem să urmărim, să vedem ce s-a întâmplat înaintea nașterii câinelui pe care eu mi-l iau, ca să-mi dau seama cam cum ar fi câinele meu la maturitate dacă eu stăpânul ajut să-și exprime potențialul genetic. Aici este o problemă, da? Există pedigriul de tip B, are ascendență incompletă și spre marea noastră bucurie de la 1 ianuarie 2018, doar pedigriul tip C de tipicitate pentru cele patru rase de ciobănești românești și copoi ardelenesc. Cele patru rase de ciobănești românești sunt ciobănescu românesc mioritic, cu românesc carpatin, ciobănescu românesc de Bucovina, ciobănescu românesc cop, care, apropo, în curând va păși în lumea chinologică internațională. Da, asta este o știre extraordinară de bună și fierbinte. vreau fierbinte. să o... Să știi că chinologii nu dorm, cluburile naționale nu dorm, dar se muncește și e vorba de teste genetice, e vorba de dosare care se fac, se înaintează la Comisia tehnică revenind. Pe înțelesul tuturor, la nivel internațional, noi până acum din aceste patru rase, avem trei, avem trei care sunt recunoscute și anume Definitiv. Carpatin, Mioriticul Mioritic este prima un... prima rasă în 2015 și Carpatinul, Carpatinul în 2019 nu și acum și a patra curând, rasă, Corbu, exact. care este va fi, acolo, va intra deocamdată în recunoaștere temporară va uh -huh. trebui să demonstreze câțiva ani că este o rasă într-adevăr stabilă genetic de sine stătătoare și care transmite, încerc să vorbesc pe limba tuturor e, să ne înțeleagă, da. că se transmite Transmit acele caracteristici fenotipice ale aspectului exterior, dar și caracter și temperament. Deci o să intre într-o perioadă de probă, dar oficială. Mai până acum, la 1 noiembrie 2023, să știi că au existat pedigree din părinți nearbitrați și pedigree din părinți arbitrați. Asta ce însemna? Însemna că. Dacă părinții aveau pedigri, chiar dacă nu fuseseră la expoziții, să vadă arbitru dacă se încadrează sau nu în acel, acea descriere a standardului rasei pe care o găsești pe site-ul ASE Chinologice Române sau Federației Chinologe Internaționale. Deci nu aveau om, um, avea pedigri. Ne asiguram că nu sunt incestuoși sau foarte strânși consamini și făceau pui. Deci părinți ne arbitrați. Din nefericire, românul a înțeles prost această portiță care era deschisă de fapt raselor cum e ciobănescul belgian Malinoa uh -huh. Știi că avem în România curente de sânge din, de ringul belgian, ringul francez, care sunt niște câini mai deosebiți. Și pentru ei a fost o portiță să reproducă și să participe. A fost un exemplu, da? Uh, la adevărata selecție și amelorare a malinului în România, cum îi spunem noi păscute, nu se mai poate de la 1 noiembrie 2023. Toți părinții, vrei? Ai câine de rasă cu pedigree. Vrei să arăți că ești o persoană responsabilă față de câinele tău și puii pe care îi aduci pe lume? Te duci, și ți -ai dreptul de montă, participi la competiții chinologice de frumusețe, îți faci testele de sănătate, îți dai testele sau examene de lucruri specifice, toate acestea se găsesc pe site-ul Asociației Române. Dar abia după aceea poți să-ți cauți un partener de montă pentru câinele pe care tu l-ai și să reproduci conform regulamentului Asociației Chinologice Române. Ca să Eu aș pune întotdeauna în balans pentru că ai enumerat foarte multe etape care poate că pentru unii par așa wow, câtă, cât de greu este. Alternativa, ai rezumat-o foarte bine și cred că asta trebuie să înțeleagă toată lumea, că persoanele care nu vor să ia un câine cu pedigree să adopte. Să adopte. Adop... Deci, deci, asta este mesajul cel mai deci clar noi... și tranșant pe care îl dăm amândoi și îl dăm întotdeauna Fără discuție. Adopte este un gest minunat, dar în, momentul și, în care... responsabil. și responsabil. Dar în momentul în care îți dorești un câine dintr-o anumită rasă, exact cum ai spus și care -a se păstreze foarte caracteristicile acelei rase ori îl iei, adică singura variantă este să îl iei de la un crescător autorizat pentru că alternativa să înțeleagă toți cei care se uită la noi că dacă iau niște câini așa de pe mica publicitate fără să se intereseze de existența acestui pedigree și acestor uh, filtre despre care mi-ai spus și pe care le-ai prezentat foarte bine de fapt alimentăm alimentează orice persoană care face acest lucru o mafie și când spunem o mafie este, sunt cân. niște oameni care nu țin cont de uh, reproducție, e de sănătatea animalelor uh, se, se, se împuiază mamă cu fiu. Asta vroiam să spun. Da, deci, este discuția pe care o avem la Asociația Chinologică. Pentru că știți că noi, prin specialiștii noștri în domeniul chinologic, ne ocupăm și de ceea ce vom discuta, acea încadrare a câinilor cu potențial periculos și câini agresivi, conform ordonanței de urgență 55 din 2002, republicată Revenind, când vin oamenii la noi, am și un cățel fără pedigree. Și normal că discutăm cu ei, le dăm sfaturi despre dresaj, despre ce probleme au, pentru că dorința noastră este să ajutăm oamenii. Deci eu port aceste discuții cu oameni la noi, la secretariatul asociației. Și îmi spune, câinele meu, aia, aia, aia și îi întreb, păi vedeți? Aveți un câine fără pedigree. Dumneavoastră nu știți dacă părinții sunt frați, dacă ești mamă cu fiu, tată cu fică, nu știți ce probleme genetice de comportament au avut, care la noi în lumea chinologică ar fi fost eliminați de la reproducție. Dacă se mai întâmplă accidente genetice, îi castrăm, nu îi reproducem, dar ei s-au reprodus că nu i-au interesat. Nu știți ce sensibilități de boală, de inimă, de, nu știu, de coloană riscurile de sunt foarte mari. Exact. Foarte mari, foarte mari foarte pentru mari. că se controlează haotic la traficantul de câini. Ați văzut foarte clar că adică nu trebuie să demonstrăm noi nimic. Există peste Oamenii tot aceste cred, dovezi. Cred, nu cred foarte mulți. Și de da, suntem... dar vin toți și se plâng la noi după aceea. Și știi ce ne doare sufletul? Ne doare sufletul că le spunem to toată lumea. Deci încă la ora aceasta, ne argumentează că îi întrebăm, nu vă supărați, dar de ce ați dat bani? Pentru că unii dintre ei, crede că am avut și Ierterier fără pedigri, da? sau Canici fără pedigri, care nu avea nicio legătură, că era toi și avea 15 kg, luat cu vreo 2500 de euro. Deci nu iau crescătorii noștri banii ăștia, deci de cum spun. traficanții. traficanții. Și îi întrebă toți, dar de ce l-ați luat? mi-a fost milă. Când l-am văzut în ce condiții trăia, plin de caca, de pipi, plin de viergi. Păi da, da, dumneavoastră vă gândiți că... În locul lui vor când, mai apărea încă trei. Exact. Dumneavoastră țar, traficul de câini când va uh, se va mai domoli o țară. Că nu, nu va mai exista cerere pe piață. Dumneavoastră de mila ați luat puiul ăla, -ați, ați dat bani pe el când trebuia să-i faceți plângere la poliție. Da? Iar el a zis, se vinde, ia să mai trag niște ture de pui, că, că pe oameni nu interesează și eu sunt șmecher. Hai să vorbim despre poliție și despre ordonanța aceasta 55, care este un cadru legal foarte important, despre care, chiar săptămâna trecută am văzut că Asociația Chinologică a publicat da, un din comunicat cauza din cauza unui, unui, unui fake news, mai multe fake news de mă rog, atenție. Nu, fake news reprodus pe mai multe site-uri și pe mai multe publicații da. legate de această obligativitate de asigurare. Uh, Ordonanța 55 din 2002 privind Republicată regi... Trebuie să accentuăm acest lucru că nu mai e cea din 2002 Da, republicată Privind regimul de deținere a câinilor periculoși și agresivi Te rog să discutăm un pic despre acest lucru Și despre acest fake news Ca să înțeleagă toată exact. lumea dacă este vizată sau nu Și în ce condiții uh, Eu în primul rând uh, O să-ți povestesc ce discuții am cu oamenii la asociație Că e cel mai relevant Că vorbesc cu omul de rând da? Omul întreabă, domnule, dar de ce că e meu cu minte? Păi e câinele tău cu minte, dar e cu minte datorită ție, nu datorită celorlalți oameni care fac rău. Că până la urmă câinele ca și copilul este victima omului adult. Hai să fim serioși, da? Nu judec un câine, trebuie să judec omul. Și le explic tuturor. Noi trebuie să respectăm niște legi. Dacă ei ar fi, când ar fi cumpărat câinele respectiv, că ei l-au cumpărat, majoritatea ei cumpără, mm. da? S-ar fi interesat, domnule, ce rasă este, domnule, ce trebuie să fac cu el, nu știu, ce temperament are, ce caracter, oare am vreo restricție, că totuși trăim într-o societate modernă în care nimeni nu face ce vrea, sau n-ar trebui să facă ce Vre. vrea, ar trebui să dea dovadă de busi. sau măcar o mică teamă, frică de legile statului român, care, într-adevăr, încă nu se aplică, dar. Poate ar fi cazul să se aplice, să se aplice amens, pentru că poate să mai scutură puțin pomola, știi, necurat, ca să zic așa. Uh, deci în momentul în care ții un câine, tu trebuie să, măcar să te chinuiți. Dacă intri pe internet și treci, scrie am îți apare inclusiv uh, din ordonanța sau fel de fel de materiale vis-a-vis -vis de obligațiile pe care tu le ai. Uh, când îți iei un cățel de o asemenea rasă, care de fapt rasa amstaff nu există, știi că e un fel de acronim, denumirea este American Staffordshire Terrier, dar inclusiv colegii mei la la nu știm de ce, au luat denumirea amstaff și au băgat-o în registru de vință al câinilor cu stăpâni. Asta este altă discuție, dar o ridicăm un pic la fileu pentru că nu este în regulă, nu există rasa Amstaff. Revenind. Deci, ce trebuie să facă acești oameni? În primul rând, ca orice om, înainte să-ți iei un câine, chit că-l cumperi de la un crescător, chit că-l adopți într un adăpost, tu trebuie să te, te citești un pic să vezi ce, Doamne, iartă mă Oare pot să cresc câinele la oare? Ce obligații am? Oare îi fac față? Poate mă mănâncă, poate nu mă mănâncă, poate e prea timid pentru mine, poate e prea agresiv, poate știi cum e. Noi, oamenii, suntem diversi. Hai dai, să discutăm despre cei din ordonanță. Exact, da există aproape 380 de rase, pentru că noi uh -huh. suntem diferiți ca oameni și trebuie să ne satisfacă ne Noile noastre reale, emoționale, fizice, psihice, intelectuale, că în lumea chinologică e vorba și de intelect, da? Și automat trebuie să citim. Deci, oamenii care au aceste rase, păi rog pe toți, le, le scriu pe hârtiuță vă rog frumos să citiți Ordonanța de Urgență 55 din 2002, Republicată unde aveți și drepturi, dar și îndatoriri. Venim la noi la Asociația Chinologică să stai, stai facem stai pic, aceste. Stai, stai pic, da. pic. Deci, în acea ordonanță, pentru că noi plecăm de la premiza că lumea știe, dar lumea nu știe. Nu știe. Da, și 12, Sunt 12 rase. Trei da. rase care fac parte din categoria denumită de, de luptă sunt și de atac. Pitbull și metișilor Pitbull, Borbur bandog care, și metișilor. Astea două sunt de pitbull, să știi. Am ca înțeles, idee. dar ele așa, așa sunt trecute exact, în ordonanță. Adică când cineva trecute, citește da. asta o să vadă. Exact. Și la categoria, categoria a doua, a, nouă rase. Exact. Printre care am stat cu Ciobanescu, amendamentul. ca ocaziar, Mastino Napoletano. Tanecorso, mastiful ca aici e apropo mastiful, de lipsa exact. de educație chinologică. În lumea chinologică, mastiful înseamnă mastiful englez. Nu înseamnă categoria mastif. E o mare diferență. Cel care nu are educația chinologică, și au fost, din nefericire, astfel de dezinformări. Nu, mastiful este mastiful englez. O singură rasă. Săracă de ea, greșit băgat acolo și inexistentă în România la ora aceasta. Deci, Corect. E, pentru, de aceste, rase. pentru aceste rase 12 ai niște obligații. Exact. Printre obligațiile cele mai importante pe care trebuie să le respectăm, este să declarăm câinele, să luăm o adeverință de la Asociația Chinologică exact. teritorială în cazul de față, Metropolitană București. Aici să știți că Asociația Chinologică Română a dat libertate. Fiecare om se poate duce a, deci pot să la duc ce asociație la... chinologică okay, dorește uh -huh. el. Dar numai la specialiștii chinologici da, da. ale acelor asociații și acelor cluburi. Deci oricare dintre specialiștii, de dacă eu sunt din București, dar nu știu, stau o perioadă la Cluj, mă duc la Cluj la Asociația Chinologică de la Cluj, în și ce -am dat un exemplu. În același timp, declarați la secția de poliție da, dar stai pe să vezi că... cum, hai să o luăm cu începutul îmi iau câinele, îl deparastez, îl vaccinez îl microcipez da? amenda Il... 1.000-3.000 de lei dacă nu îl microcipez Așa, îl înscriu în registru de evidență al câinilor cu stăpâne, acel Rex acel care Rex. e la veterinar da. veterinar îmi dă o hârtiuță, o adeverință prin care confirmă că cu datele câinelui și ale mele că eu am respectat Ceea ce pentru veterinari este ordinul UNSVSA din 2014 și pentru Așa. noi este legea, 258 din 2013, da? Deci am acea hârtiuță, din nefericire încă la ora aceasta veterinarii nu au hârtiuțele la noi la asta chinologică nu avem voie fără hârtiuțele acelea care atestă că e câinele microcitat. Deci trebuie să iau hârtia de la veterinar. Exact, de la veterinar. Mai trebuie să-ți câinele conform ordonanței. Dar Dacă, da? Dacă nu... nu, este câine cu valoare chinologică, adică nu are pedigrii, dacă nu, da, este între 5 și 10.000 de lei pentru nestabilizarea, exact. necastrarea? Nu, a, nu contează că vreau sau nu vreau să-l reproduc. Contează că trebuie să am bun simț. Există, apropo, de castrări, că în tuturor. Când au toți cu castra să depărtăm testicolele, toată lumea reacționează. Majoritatea reacționează foarte ciudat și nu înțelege de ce. Îi rog să citească, să se informeze. Dar există castrarea chimică. Ca o mică paranteză. Adică, dacă vrei neapărat să-l lași. E cu, o obligație legală. E o obligație am făcut, legală. Am făcut bun. și pasul ăsta exact. mai departe. Dau telefon la asta Chinologică pentru că noi, venindu-ne din întreaga țară, noi trebuie să avem avem un program Corect. stabilit pentru relația cu publicul și însoțit. Când pot să dau telefon la asta? La noi la asta Chinologică Metropolitană București e să programările. Program în fiecare zi, da? programările se fac între 3 și jumătate și 7, să știi că de multe ori noi plecăm la 8 seara de la asociație. Deci între 3 și jumătate și exact. 7 sun Oamenii și sunt Oamenii sunt programați exact, să vină din jumătate în jumătate doar oră soți de câinele în cauză mm -hmm. obligatoriu, dar și de Internetul de sănătate, vaccinarea antirabică, verința de la veterina. Știi că pe site-ul Asociației Chinologice Române ne avem un regulament foarte serios dedicat acestui subiect. Îi invit pe toți să-l citească. Că nu este glumă, noi okay, răspundem vin, în fața legii. Și da? vin la Asociația Chinologică? Vin la Asociația Chinologică. Primul lucru pe care noi îl facem, specialiștii, este să citim microchipul. să ne asigurăm că este câinele prezent în documente. După care la câinii cu pedigree, le luăm pedigree un original, ne uităm la el și noi știm să le interpretăm, să constatăm, confirmăm veridicitatea acestor pedigree, pentru că, din nefericire, există și multe falsuri. Da? Unii ne acuză de ce ne anunțăm poliția? Pe păi cum să o anunț dacă la așa pe digriu și fuge? Nu am cum, pe bază de ce, nici n-apuc să fac o poză, așa. că am avut situații de acest gen. Iar pentru câinii fără pedigree, noi ne uităm pe toate părțile din față, din spate, din lateral și încercăm, în funcție de asemănarea pe care o are cu una din rasele cuprinse în ordonanța de urgență să decretăm dacă într-adevăr este metisă la acelei rase. Pentru că în ultimul timp ne-au venit la asociație câini care n-aveau nicio legătură cu acele rase prevăzute în ordonanța de urgență, dar care de către veterinar fusese încadrați ca atare. Și automat ei trebuie să ducă la veterinar și să schimbe, pentru că decizia noastră este cea finală în fața statului român, conform protocolului semnat din Trasa Chinologică Română și Ministerul de Interne. Deci asta facem, noi ne asigurăm că dacă are pe pedigri, pedigriul de original acolo, și microchipul e cel din pedigrii, dacă nu are pedigri, încercăm să ne să dăm întabriați. seama cărui metis al, al cărei rase ar putea să fie. O adeverință, o adeverință care se eliberează pe baza uh, actului de, de identitate al stăpânului, indiferent unde locuiește sau stă câinele la ce adresă. Și da? cu acea adeverință se duce la secția de poliție, de care aparți și cu uh -huh. cartea de identitate, da? În Dar și te duci și la secția de poliție în care locuiești, că Poate știi că mulți dintre Correct. noi avem re reședință, în fine, stăm în alte locuri, nu contează. Deci, noi trebuie să anunțăm din bun simț, în primul rând, că n-ar trebui să ne spună legea, din bun simț să anunțăm secțiile de poliție că noi, chiar dacă avem un câine bun, frumos, deștept, care mă reprezintă și e mândria mea, el aparține, este metis sau aparține rasei care pedigri uneia dintre rasele prevăzute în ordonanța de urgență. După ce fac înscrierea la poliție, poliția este obligată să-mi dea un număr de intrare, că și aici sunt probleme, și cu acel număr de intrare, oricând sunt controlat ca stăpân, posesor, eu pot să demonstrez că mi-am îndeplinit datoria față de statul român și am drepturi. Dreptul meu este să fiu lăsat, să nu fiu hărțuit, să nu fiu amendat pe nedrept și să fiu lăsat să trăiesc cu câinele meu atât timp cât respect. Pentru că aici problema de care spun din dialogul cu oamenii la asociație foarte cuminți, educați și civilizați câinii care ne vin la evaluări. Deci îți vine să iei acasă, să-i pupi. Deci cu unii plecăm la subțioară. Și oamenii ne, ne povestesc disperați ce probleme au cu căței lăsați liber pe stradă, ai Că cu astea sunt, astea da? sunt, a, a, aici trebuie să intervină. De Acum mă refeream la cei din, din, da. ordonanța 50. Deci asta trebuie să Iar facă care de, 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 să Este valabil pe care doar să pentru pitbull și met... cele două rase și metișilor. Deci și asigurarea Atât. obligatorie, ați publicat un comunicat de presă, da. care Oficial vreau să-l să reluăm aici, public. Singurele trei rase pentru care este obligatorie asigurarea în. Deși putem să o facem pentru toți câinii, Ia noastră. Dar obligația este doar pentru. A, ce câini? Pitbull, Boerbull și Bandog. Cele trei cate În principiu rase. să reținem însă că și boerbul și Bandog, sunt tot Și ați de mai făcut pitbull. o precizare importantă în contextul general, apropo de această categorie de câini, American Bully XL. Da. Cum este care văzut este un metis American de pitbull. Este considerat un mediu da. de pitbull. Deci, cei care au această categorie de, de, de câini. Indiferent de documente care ar putea să vină din Statele Unite sau din altă parte, în România, conform legislației, sunt asimilați. Pitbull, deci intră la categoria 1, deci trebuie obligația da, să respecte ordonanța de urgență 55, Atâta timp cât eu noi le explicăm tuturor că oamenii se supără, vociferează, se ceartă cu noi, noi încercăm să le explicăm că noi aplicăm, știți cum e, și eu și tu și colegul meu noi iubim pitbullii, deci sunt senzaționali, sunt fantastici, sunt, dar din cauza omului suntem obligați să respectăm legea statului român, bazându-ne pe stăpânii care au acești câini că prin tot ceea ce întreprind arată tuturor cât de mult se înșală. Așa este. Mândușa, mulțumesc frumos pentru și pentru această discuție. Asociația chinologică Română Metropolitana și Metropolitană. București. Nu, română ca să zicem da, da, așa da. la nivel, de oriunde este s Este asociația mamă la de, nivel De oriunde s-ar uita cei care care ne privesc și me cea Metropolitană București vă stau la dispoziție pentru informații gratuit. gratuit. Vă îndemn să apelați cu încredere la Brândușa, la colegii noștri care sunt la asociație și uh, să, respectăm, țara. să respectăm cu toții legea pentru această iubire responsabilă. Dragoste și pasiune responsabile și avem. cum zic eu, dreptul la viață decentă pentru orice ființă, chiar și câine. Nu să-l țin în lanț și să-i arunci niște resturi, aia nu e viață. Sau să-l țin într-un padoc. Aia nu e viață. Mulțumesc frumos, Brândușa. Mulțumesc și eu. Mulțumesc fiecăruia dintre voi care v-ați uitat. Și până săptămâna viitoare, nu uitați de ce anima.